Nu faceți din copii scopul vieții voastre. Ei nu vin nici să ne împlinească, nici să ne completeze. Există câteva expresii pe care mulți le folosim aproape inconștient. Ești lumina ochilor mei. Ești mândria mea. Pentru tine fac totul. Sufletul meu. Viața mea. Fericirea mea. Și altele. Sună tare frumos și susținem că le spunem din iubire pentru ei. Dar ce le transmitem de fapt? Că ei sunt responsabili de fericirea noastră, că ei sunt responsabili pentru lumina din ochii noștri. Le punem în spate răspunderea de a ne face mândri. Ei sunt scopul vieții noastre și dacă greșesc, ne dezamăgesc. Ei sunt trofeele noastre și tot ce am făcut mai bun în viață. Și cresc astfel făcând tot ce le stă în putere să ne satisfacă pe noi, să ne fericească pe noi. Dar oare acesta este rolul lor pe pământ? Și oare asta înseamnă iubirea? Venim pe pământ pentru a fi noi înșine, cu planul și scopul individual, iar pentru asta trebuie să fim lăsați să ne descoperim și să descoperim propria noastră cale și misiune. Asta înseamnă, de fapt, iubirea. Să respectăm și să onorăm viața care există în fiecare dintre noi și dreptul fiecăruia de a o experimenta în modul său unic.